Atmosfera de culise ne spune în aceste momente influencerul domnul Caius Covri, care este în direct alături de noi. Vă mulțumesc pentru intervenție. Așadar, este în continuare distracție mare și bucurie pentru această reușită. Cum a fost atmosfera? Ce s-a întâmplat acolo mai exact și cum ați sărbătorit? Bună ziua! Cum se pia atmosfera? A fost senzațional, ceva ce, cel puțin eu personal, pe un stadion de fotbal nu am trăit aceste momente până în acest moment. Până la urmă putem spune că este una dintre cele mai mari performanțe, mai ales să ne calificăm de pe primul loc în grupă, fiind în grupă și cu Belgia, cu Ucraina. Putem spune că a fost senzațional. Aici ne-am și împrietenit cu Klaus, el este neamț ca idee și l-am luat în echipa noastră. Și acum i-am dat tricou cu România și ține și el România. Iar tatăl meu, normal, este alături tot timpul în toate momentele astea importante. Deci putem să spunem că am stat aseară până la 2-3 dimineața, am petrecut pe stradă, la terase, și a fost un moment sărbătorit de către toți oamenii, și de către turci. Ne-am întâlnit cu turci pe stradă, cu polonezi, cu de tot, toate națiunile. Distracția sau sărbătoarea, am putea spune, va continua, pentru că un meci important se anunță și săptămâna viitoare. Veți merge, veți susține în continuare echipa României? Normal, deja ne-am luat și bilete de avion către München. Acum așteptăm să se dea drumul la biletele la meciuri, să intru noi să le putem achiziționa și vom fi, sperăm, până pe 14 sau 15 iulie, când este finala. Bun, ce spun românii? Pentru că, iată, am văzut un număr impresionant de români, suporteri sau oameni care pur și simplu trăiesc și simt cu sufletul această victorie a României. Ce spun aceștia și cum vedeți această mobilizare, am putea spune, fără precedent pe străzile din toată Europa pentru România? În primul rând, să spun așa, cu toții am fost foarte încrezători, dar mulți dintre, eu cel puțin am fost încrezător și realist, mulți dintre români au fost doar încrezători, nu au și crezut real că putem, mare, să ne calificăm de pe primul loc în grupă. Pot spune că aseară românii și toate celelalte națiuni au devenit de partea noastră, pentru că, în primul rând, pe lângă echipa senzațională pe care o avem, pot spune că avem și niște fani la cu totul la nivel. Și normal, fanii au ajutat foarte mult performanța echipei naționale și consider că intră la pachet atât galeria cu cât echipa, pentru că fără galerie nu faci nimic. Gândiți-vă că aseară pe stadion, că a fost undeva la aproape 40.000 de oameni, doar tricouri galbene apărau pe stadion, slovaci, că era undeva la maxim 10-15%. Pe de altă parte, am văzut că ați sărbătorit și alături de campioni, putem numi deja așa, de tricolori, au venit alături de dumneavoastră, alături de suporterii care au venit să-i susțină, s-au îmbrățișat, au cântat, ați avut și boxe cu muzică, un moment extraordinar. Da, a fost un moment normal de glorie până la urmă, că mai ales acum lotul este format dintr-o echipă nouă de tineret, unde nici ei la rândul lor nu au trăit aceste momente spectaculoase, cum le putem spune. Mă tot repet, dar chiar este incredibil să ne calificăm de pe locul întâi în grupă cu Belgia și cu Ucraina, în care nimeni nu prea ne dădea nicio speranță, cel puțin în exterior, că noi ca și români am fost și suntem încrezători că putem ajunge și în finale să și câștigăm Euro 2024. Cum vă organizați, așa pe final, o ultimă întrebare, cum vă organizați pentru săptămâna viitoare? München va fi capitala sărbătorii, dacă putem spune așa. România, sperăm cu tot sufletul să facă un scor foarte bun acolo. Da, suntem încrezători că putem bate Olanda. Acum trebuie să fim și puțin realiști că este un meci foarte greu, foarte dificil. Olanda, cred că având un lot undeva de vreo 10 ori mai valoros ca și al României, vorbim strict de că lotul României undeva la vreo 96 de milioane, chiar vedeam niște statistici, al lotul Olandei e vreo 96 de milioane. Trebuie să fim încrezători că trebuie să facem un meci bun, pentru că după aia următorul meci va fi, mi se pare, ori cu Turcia, ori Polonia, dacă nu mă înșel. Dar știu că Turcia este următoarea echipă, nu? Turcia cu nu știu ce echipă. Ideea este că trebuie să trecem de Olanda, trebuie să fim încrezători. Și din punctul meu de vedere, acum biletele sunt cele mai importante. După aia cu cazarea, asta le recomand și românii, că mi-a scris și foarte mult, băi, biletele să vi le luați. După aia cazarea și transportul, ultima problemă, biletele să vi le luați, că e și tren, e și avion, e și mașină, mergem și pe jos să susținem tricolorii, deci nu se pune problema. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și aștept.